proiectul Gestionarea Durabilă a 3 situri Natura 2000 din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia își propune îmbunătățirea managementului a 5 arii naturale protejate în scopul conservării favorabile a biodiversității de pe teritoriul acestora. Cu o durată de implementare de 30 de luni, proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat și are ca parteneri agențiile pentru protecția mediului Giurgiu și Argeș. Pentru o perioadă ceva mai lungă ne propunem ca cel puțin 10-15 ani de aici încolo să reușim să realizăm activități de conservare a biodiversității, care sigur vor fi ulterioare elaborării acestor planuri de management care sunt obligatorii. De asemenea, planurile de management sperăm și noi cel puțin avem certitudinea că pot fi baza unor viitoare accesări de alte tipuri de fonduri europene, pentru că la nivelul Uniunii Europene sunt absolut necesare aceste documentații tehnice care se numesc planurile de management, în așa fel încât să se poată accesa fonduri și pe zona de agricultură, pe zona de turism, pe zona de dezvoltare durabilă, deoarece aceste documentații tehnice ne oferă un set de reguli absolut necesare, conform cărora știm ce tipuri de acțiuni, de activități se pot dezvolta în zonele respective, în așa fel încât să nici nu incomodăm conservarea favorabilă a biodiversității, care în principiu ne este extrem de utilă și nouă pe viitor, pentru că nu știu câți, sigur, domnii de aici conștientizează, dar nu știu câți din populația locală sunt conștienți de faptul că o bună conservare a speciilor și habitatelor ne oferă și nouă o viață mai lungă și o sănătate mai adecvată. Deci ne sprijină atât conservarea biodiversității, cât și dezvoltarea durabilă a zonelor pe care unde dorim să implementăm proiectul. Deoarece tot acest sistem de reguli sprijină obținerea de fonduri europene pe care se vor baza dezvoltarea infrastructurii viitoare, dezvoltarea multor tipuri de activități interdisciplinare care pot fi susținute financiar cu bani din fonduri structurale numai din momentul în care există acest sistem de reguli absolut obligatorii. Acesta este și motivul inexistența acestor documentații tehnice. Este unul dintre motivele pentru care sunt acceptate destul de puține proiecte cu fonduri europene. Nu este vorba de cele care se depun strict pe conservarea biodiversității sau pe mediu, ci din alte domenii interdisciplinare. Pentru că se doresc ca să face multe activități la nivel local, care unele dintre ele sunt extrem de benefice și care sprijină dezvoltarea locală și populația în sine și activitățile tradiționale ale populației locale, dar nu pot fi sprijinite deoarece nu există acest sistem de reguli și nu știm ce se poate face și ce nu se poate face. Sigur, noi când ne-am propus să facem aceste documentații tehnice, nu asta era finalitatea. Noi de dorim să facem, ne-ar face plăcere să facem cu adevărat acțiunile care sprijină conservarea biodiversității după aceste documentații tehnice, după ce se finalizează. Însă nu putem să pornim nicio activitate mai plăcută și mai frumoasă care sprijină populațiile trebuie de specii și de habitate până nu există aceste cărămizi de bază și da. nu ni se permite nici măcar infrastructură. Nu am putut să propunem pentru acest proiect pentru că s-a interzis până în momentul finalizării planurilor de management. Și atunci vă spuneam că vrem 15 ani de aici încolo să dezvoltăm această conservare a biodiversității în zonă, deoarece în urma finalizării acestor planuri urmărim depunerea următoarelor proiecte, sigur împreună cu partenerii noștri cu care o să avem o relație mult mai strânsă și mai benefică în urma realizării acestor activități împreună. Și în mod cert vom realiza parteneriate strânse cu autoritățile locale și județene, cu care vom avea o colaborare mult mai adecvată după ce vom implementa și activitățile de comunicare.
deoarece ne-am luptat, vă spun sincer, ne-am luptat foarte mult ca să reușim să aprobăm prin acest proiect, pentru că au fost greu să aprobi activitățile care țin de comunicare locală, deoarece n-aș spune că la nivel central este înțeleasă foarte bine această idee de proiect cu fonduri europene pe post-mediu. Primele opinii, chiar la nivel de minister, au fost oameni buni. Noi intenționăm prin aceste proiecte care se depun pe post-mediu să sprijinim în primul și în primul rând specialiștii și dezvoltarea specialiștilor care sunt axați pe biodiversitate. Și întrebarea a fost clară. Dom'le, ok, specialiștii e normal să-i sprijinim pentru că ăsta este scopul și scopul acestor gen de proiecte care se depun pentru realizarea planurilor de management. Dar ce facem cu documentațiile care se finalizează și le băgăm într-un setar la Ministerul Mediului? Că asta este întrebarea. Pentru ce s-au oferit atâția bani? Pentru că nu vă ascund că sunt destul de costisitoare aceste studii. Nu le facem noi, sigur, le vor face firmele subcontractoare care câștigă achizițiile publice. Dar sunt extrem de costisitoare, repet, aceste studii. Ce facem cu documentațiile? Niște documentații bune, elaborate, corespunzător, ce facem cu ele peste 2 ani, când se termină proiectul? Păi, nu putem face altceva decât, dacă ne propunem să nu zacă acolo și să nu fi fost niște bani rosiți în zadar, pur și simplu să reușim să și transmitem mai departe. Nu informația cea elaborată. Nu. Interesul e de a transmite mai departe informațiile de bază prin care poți să ajuți populația locală să aibă o mai bună conștientizare și să aibă mai multe informații în legătură cu ceea ce se întâmplă în mediul în care trăiesc. Și chiar să înțeleagă că o bună sprijinire a conservării mediului în sine, nu numai a biodiversității, îi ajută din multe puncte de vedere. Repet, nu numai e vorba de sănătate, de o apă mai curată, de un mediu mai sănătos în care să trăiască atât ei, familiile lor și copiilor, înseamnă viitorul nostru, dar pur și simplu înseamnă posibilitățile de a obține și ei sprijinul financiar necesar, pentru că poate unii dintre ei, printr-o consiliere adecvată, o să reușească ulterior, nu neapărat la nivel personal, ci în acțiuni de grup, la nivel de comunitate locală, la nivel de comunitate județeană, să depună niște astfel de propuneri de cereri de finanțare care să aducă fonduri structurale mult mai eficient decât s-a întâmplat până acum. Și ne-am propus chiar să sprijinim această consilieră la nivel local, să propunem autorităților locale să le dăm sprijin în așa ceva, cu ceea ce putem noi să facem. Și de aceea ne gândim și la niște proiecte ulterioare, pentru că, sigur, în urma acestor discuții se vor naște idei de noi proiecte. Și sperăm să se finalizeze corespunzător. Vorbeam de activitățile de comunicare. Activitățile de comunicare vor fi de două tipuri și sperăm să-și atingă ținta cât se poate de bine. Vor fi și niște activități itinerante, se va merge din loc în loc, în orașe, în localități, până la nivel de sat. Cu ajutorul promotorilor se vor împărți materiale promoționale, se va sta de vorbă cu populația. Scopul principal al proiectului îl reprezintă realizarea cadrului necesar pentru protecția biodiversității ariilor naturale protejate vizate de proiect, prin sprijinirea unui management performant și durabil. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 2,5 milioane de euro.